Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Poți să ai Biblia, dar să nu ai sabia Duhului. În Efezen 6, o să citesc, în Efezen 6, deci acum mă întorc la dorința dușmanului de să ne împiedicăm, să ne împiedice să avem cuvânt. Să avem cuvânt. Dar ce cuvânt el nu vrea să avem? În mod special, dacă citim în Efezen 6, cu 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. În scriptura cuvântului lui Dumnezeu este uneori asemănat cu o ploaie, care atunci când cade, face să crească lucrurile, plantele sau ce trebuie să crească de pe pământ. Uneori, cuvântul lui Dumnezeu e comparat ca un lapte care cei noi întors la Dumnezeu să-și dorească laptele pentru a crește, a se dezvolta. Uneori, cuvântul lui Dumnezeu e comparat ca un izvor unde de fapt tu trebuie să sapi ca să te trebuie să te duci în adâncime ca să poți să iei din izvor. Dar cuvântul lui Dumnezeu e și comparat, asemănat ca o sabie. Când un lucru are mai multe asemănări, uneori este pentru că are mai multe funcționalități. Dar s-ar putea să folosim doar, să avem, uite, de exemplu, folosesc un telefon acum, așa zis smartphone. Telefoane au devenit smart și oamenii au devenit puncte, puncte, în fine. Deci, de exemplu, ai un smartphone, dar nu înseamnă că folosești toate funcționalitățile lui. De exemplu, unul poate să aibă un smartphone și face poze și video. Eu nu prea sunt cu pozele, că pur și simplu nu prea sunt. Când le fac e pentru că într-un fel trebuie să le fac, pentru că ți se cere, dar nu sunt. Da? Deci, în mod normal, de exemplu, eu aș fi folosit cu telefonul meu această aplicație care îmi permite, de exemplu, să înregistrez. Aș folosi funcționalitatea de înregistrare, deși același telefon poate să-mi permite să fac poze, dar nu înseamnă că voi folosi această funcționalitate. Unii, de exemplu, fac poze, dar poate nu înregistrează neapărat audio, pentru că nu le trebuie, ca să zic așa. Deci, când avem un lucru care are mai multe funcționalități, e posibil să folosim doar unele din ele și când o altă funcționalitate să nu o folosim. Dar nu înseamnă că nu este acolo. Cuvântul lui Dumnezeu e ca o sabie. Sabia Duhului. Sabia Duhului. Deja îți spune că e ceva spiritual. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Uneori cele rău te va lăsa, dacă vede că nu poate, te va lăsa să ai o Biblie. Dar te va combate să nu ai cuvânt, să nu ai sabia Duhului. Să nu știi să folosești Scriptura ca o armă, ca o sabie. La fel cum filisteni au împiedicat pe copiii lui Israel să nu-și facă sabie. Și astăzi, același dușman împiedică pe copiii lui Dumnezeu să aibă sabie.
dar acum nu vorbim de sabii de metal sau de nu știu ce, vorbim de sabii spirituale, sabia Duhului. Dar o armă spirituală foarte eficientă împotriva dușmanului. Sabia Duhului. Care este cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul lui Dumnezeu este mult mai mult decât găsim ce Dumnezeu a făcut, cum Dumnezeu a creat lumea, povestea poporului, Israel și așa mai departe. Și multe alte lucruri. Nu, nu, este și o armă. Are și această funcționalitate. Dar dușmanul nostru a știut ce să facă să nu aflăm sau să nu știm să folosim cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu. Ca o armă. Este posibil să ai o armă și să nu o poți folosi. Zic din nou. Este posibil să ai o armă și să nu o poți folosi pentru că nu știi să o folosești. Hai să citesc un text. Vorbim de psihologia dușmanului. Lucrurile care îl împiedică. Sau vrea să le împiedice. Să le avem. Biblia zice așa. 1 Samuel 17. Versetul 38. 1 Samuel 17, versetul 38. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui. I-a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu a încercat să încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armatura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbracat de ea. Și a luat toiagul în mână și a ales din piu 15 netede și l-a pus în traista lui de pastor și în buzunarul ainei, apoi cu prasea și în mână, a înaintat împotriva filisteanului. David a primit o sabie, dar a renunțat la ea. Nu pentru că sabia nu era bună la luptă, dar pentru că nu știa să o folosească. Nu era obișnuit cu ea. Bine, nu doar sabie și armatură. Dar de ce zic că a renunțat la sabie? Că Biblia zice a luat praștia lui, a luat pietrele în piriu și avea toiagul lui de cioban, da? Putea să renunțe doar la armura care era grea și totul să ia sabia. Nu, a renunțat și la sabia. Cel puțin pentru prima parte. Și a luat lucrurile cu care era obișnuit. Și azi dimineața, asta e gândul care vreau să ți-l împărtășesc. O armă cu care nu ești obișnuit, nu vei face mare lucru cu ea. Încearcă să lovești cineva cu un nunchaku. Așa zicea în franceză, dar nu știu cum se zice în limba română. Nunchaku este o... unii dintre voi poate cunoaște, sigur unii cunoașteți, alții nu, dar dacă vreți, este o armă unde sunt
două bețe de lemne tar, adică dacă ești lovit cu ele, simt că ești lovit, da? Două bucăți de lemne, așa, legat cu un lanț. Dacă nu ești obișnuit, de exemplu, cu arma asta și încerci să lovești celălalt, s-ar putea să celălalt bucate de lemn libere s-ar putea să se întoarcă la tine. Pentru că nu ești obișnuit cu ea. O armă cu care nu ești obișnuit, nu vei putea să o folosești eficient. David a renunțat la sabia pentru că și la armura, bineînțeles, bine, e un întreg aici. A renunțat la ce era bun, o armură, ești protejat de lovituri și așa. A renunțat la asta pentru că o armă nu contează cât de bun ar fi. Cuvântul lui Dumnezeu, sabia Duhului, e foarte periculoasă pentru dușmanul. Este frică de așa ceva. Dar oricât de bun ar fi cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ești obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să folosești sabia Duhului cu eficacitate. Obișnuit. Biblia zice, nu era obișnuit cu ea. Dar cu toiagul, cu prăstia lui, era în fiecare zi. Nu se despartea de toiagul lui și de prăstia lui. Probabil când pașta oile și vedea, ah, îmi place fructele astea, prăstia aici. A trimis piată, a venit fructele. Mango, și începe să mănânce bine. Nu știu dacă în zona lui era un mango. În fine. Deci, toiagul lui, tot timpul cu el, când o, nu știu, o oaie mai mergea pe un drum, nu știu ce, ai toiag de pastor, ai un pic de lovitură aici, vino pe drumul, folosea praștia și toiagul lui în fiecare zi. Era obișnuit cu ele. Și a zis, decât să mă duc la Goliat cu niște arme hiperperformante, dar cu care nu sunt obișnuit, mai bine mă întorc la toiagul meu, la prăștia mea, la pietrele, pentru că cu ele sunt obișnuit. Deci nu este totul să ai cuvânt lui Dumnezeu, adică Biblia. Cât ești obișnuit cu ea? Cât știi să te duci la Scriptura și să scoți de acolo cuvântul de care ai nevoie? Cât este obișnuit cu Scriptura încât când iese o situație care te tulbură, știi unde să te duci în Scriptura. De fapt, nici nu te duci în Scriptura, te duci în inima și scoți de acolo Scriptura care e învățată. Cât ești obișnuit cu Scriptura? Cât de des folosești Scriptura? Va determina cât de eficient poți să o folosești. Aș vrea să te gândești la David, tot timpul cu toiagul lui, tot timpul cu praștia lui, le porta tot timpul cu el, și tu și eu să fim la fel. Să purtăm tot timpul cuvântul cu noi. În sensul că cuvântul lui Dumnezeu să fie, cum mai spune Pavel, găsit în belșug în noi. Te duci la serviciu, meditezi Scriptura. Te-ai trezit, meditezi Scriptura. Înainte de culcare, meditezi Scriptura. Te obișnuiești cu Scriptura. Începe să devine vie pentru tine. Dar când cel rău reușește să ne facă să găsim citirea Bibliei o corvoadă plictisitoare, a câștigat deja teren, pentru că nu ne vom obișnui cu ea. Dar totul este cum ne apropiem de Scriptură. O Biblia nu este plictisitoare, dar
modalitate cum ne apropiem de ea și cum o citim și cum abordăm, da, poate să fie o experiență plictisitoare în funcție de cum ne apropiem de ea. E la fel, de exemplu, cu rugăciune. Inițial, nu este o activitate în care ar fi trebuit să ne plictisim. Dar modul cum ne apropiem de rugăciune poate să schimbe într-o experiență neoplictisitoare. De aceea, dacă modul tău de a citi Scriptura, la un moment dat generează acest sentiment că ce plictisitor e asta, citesc, dar schimbă metoda. Fii creativ, schimbă metoda. Pentru că cu o metodă sau o abordare unde de multe ori simt plictiseală, nu te vei adânci și nu vei te vei obișnui cu Scriptura. Mă opresc aici azi. Și acum nu știu mâine dacă împărtășesc cu tine anumite elemente care te pot ajuta să vezi Scriptura un pic diferit sau alte abordări sau pur și simplu să continui în estera. Nu știu, o să văd cum o să fac mâine, dar azi mă opresc aici și vreau să mă rog dacă vrei poți să te rogi și cu mine. Tata Ceresc, mulțumesc pentru sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog să mă ajut, mă rog să ajut fratele meu, sora mea, să învățăm, să ne obișnuim să, cu Scriptura, să fie o parte integrantă din viața noastră, încât să putem să știm, să folosim foarte eficient această sabia Duhului, care este cuvântul tău. Îți mulțumesc în numele lui Iisus. Dumnezeu să te binecuvânteze.